Pleacă Traiane, pleacă Traiane, duce și lasă-le. 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 Un grup mai mare de suporteri din București. Am fost și noi acolo în semn de solidaritate, pentru că mesajul dânșilor nu se refera numai la fotbal, se refera la drepturi constituționale, la dreptul la întrunire, la dreptul la liberă exprimare. În momentul în care acești oameni împreună cu noi au început să strige împotriva dictaturii și împotriva lui Traian Băsescu, la nici 3 minute jandarmii au intrat în acel perimetru și trebuie să spunem următorul lucru. Acel meeting era autorizat. Au intrat în acel perimetru și sub pretextul opririi unor tineri de a avea bere, au intrat acolo, au început să dea cu gaze lacrimogene, au agresat oameni, au fost oameni târâți pe jos, pe iarbă, de păr, de către jandarmi. De ce dați domnilor cu gaze? Ce s-a întâmplat? Nu vă supărați. Ce, și-a luat-o direct în față sau ce? Unde-și, mă? Ce-ai pățit? De la gaze doar sau ți-ai luat și vreo? Nu, de la gaze. Nu vă plecați, domnule, nu vă plecați, dar uite, mai rău face. Alți oameni au fost bătuți. Alți oameni au fost suiți în dube, unde și bătuți în dubă. Și bătuți în dube. Totul printr-o provocare directă și expresă a jandarmeriei. A fost ceva de neimaginat și după ce s-a terminat acolo, câțiva suporteri au fost urcați cu forța în autobuze și au fost conduși de jandarmerie în afara Bucureștiului. Câțiva care au scăpat au venit aici în piața universității, ne-am strâns aici în piața universității la ora 6 aproximativ, am cântat. Impresia este că puterea politică nu mai așteaptă, nici măcar nu mai infiltrează dintre noi, agitatori. Au intervenit direct. Și mesajul următor: nu putem permite așa ceva. Astăzi îi bat pe suporteri, mâine ne vor bătea pe noi aici, poi mâine îi vor bătea pe
alți oameni care protestează în altă parte. Și atunci ce vom avea? O societate în care se tace, în societate care nu mai are posibilitatea să lupte pentru drepturi și pentru democrație. Așa că astăzi a fost încă un eveniment care ne confirmă faptul că această putere politică se teme de cetățeni. Se teme de suporteri, se teme de protestatari, se teme de toți cei care îi ridică vocea și se adună. Nu pot decât să le transmit salutări, transmit salutări celor din Craiova, au venit aici, au fost și canați pe drum. La fel și suporterii echipei Petrolul Ploiești, la fel, au venit aici pentru a-și susține echipa favorită, dar nu au uitat că sunt cetățeni și au cerut mai multă democrație. Pentru că au făcut acest lucru, au fost pedepsiți în mod ilegitim și ilegal de către jandarmerie, cu bastoane și cu gaze lacrimogene. Semn că atunci când ne ridicăm vocea pentru mai multă democrație, devenim dușmanii acestui stat corupt. Intervenția în forță arată că le este frică. Categoric le este. Dacă nu le ia frică, încă un lucru foarte important. După dispersarea protestatarilor din Piața Victoriei, au încercat să ne rețină, încălcându-ne dreptul la liberă circulație, și ne-au spus urcați-vă în autobuze, fără să ne întrebe dacă suntem craioveni, bucureșteni, pentru ei nu conta. Trăiesc într-un stat liber, aparent. Am dreptul la liberă circulație. Nu să mi le spună stați pe loc, autocarul. Din câte știu, este un meeting autorizat. Suntem bucureșteni, domnule. Nu avem voie să circulăm liber? Meeting-ul are autorizație. Sunteți plătiți de noi, dar nu ce răbdare să noi din București. Am copil, vreau să mă duc acasă. V-am făcut ceva? Vă vorbesc frumos, vă vorbesc civilizat, v-am rugat, dar v-am rugat să mă duc acasă, atâta tot. Vă rugăm frumos că suntem din București, de ce să stăm pe loc? Ce suntem animale? Ce am făcut? Nici nu vă uitați la noi că vorbim cu dumneavoastră. Degeaba, să știți că nimic nu câștigați cu aia aici. Deci nu putem ne îngrădiți dreptul la liberă circulație. Încălcați legea, domnilor jandarmi. Acesta este un abuz. Este o trecere de pietoni. Poți să urc liber într-un stat liber? Putem să mergem pe trecerea de pietoni? De ce nu acum? De ce nu acum? Domnule, trăim. Ce mă rugați? Poftim? Mi-l spargeți? De ce? În baza cărei legi îmi spargeți aparatul? E proprietatea privată. Nu am voie să-i folosesc imaginea de filmat, pot să filmez. Dacă îmi spuneți în baza cărui articol nu am voie să filmez, toată lumea filmează, presa n-are voie să filmeze? Păi da, dați-mă în judecată dacă vă folosesc imaginea. Vă rog frumos. Vă rugăm, nu ne bruscați, luați mâna de pe mine. V-ați pus mâna pe mine, eu vreau să trec. Legitimați-vă, vă rugăm. Vrem să ieșim și ne împiedicăm. Ce autocare, domnule, suntem bucureșteni. Au fost urcați cu forța în autobuze și trimiși acasă. Mulți dintre ei au venit însă în Piața Universității, care se pare că este un refugiu pentru cetățenii din România. Nu știm pentru cât timp va mai exista acest refugiu, dar avem această datorie față de noi înșine și față de toți cetățenii să ținem acest refugiu viu, să-l ținem ca un spațiu în care drepturile noastre sunt deplin exercitate. Așa că avem, după ziua de astăzi, încă un motiv să rămânem aici, încă un motiv să cerem demisia guvernului și a președintelui, încă un motiv pentru a cere demisia conducerii jandarmeriei și încă un motiv pentru a ne continua protestul. Avem datoria să nu rămânem doar aici. Piața Universității este peste tot. Așa e. Asta e, mergem mai departe. Nu vrei să mergem la mei? Dictatura, ole ole, ole ole, refuzăm dictatura, ole ole, ole ole, refuzăm dictatura, ole ole, ole ole.
și cu mine pe culism. Ale, 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 o! Jandarmeria, apără hoția! Jandarmeria, apără hoția! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Indignați! Nu-i intimidați! Indignați! Nu-i intimidați!